Hai să vedem primul battle de top 8. Kovács Károly Levente cu Claudiu Adam. Claudiu Adam, care încă nu are permisul de conducere. Iată cât de agresiv a plecat Claudiu Adam. Kovács Károly Levente încercând să-l prindă. Foarte bun unghiul Claudiu și-a luat viteză și asta îl împinge un pic și pe... Nu stă mai rău. Dar l-a împins un pic la greșeală prima parte de traseu, dar acum... Se strânge distanța dintre cei doi. Însă aici Kovács rămâne în spate. Claudiu își vede de treabă mai departe și trece linia de finish cu două roți afară. Nu știu dacă am mușcat una, dacă am mușcat ambele roți până la linia de finish, cât de penalizat va fi de arbitrii. Să sperăm că o să vedem reluare acolo pentru ultima bucată. Vedem din nou tura. Distanță destul de mare aici, văzută din această cameră. Au schimbat aici la touch and go destul de similar. Aici câtă viteză a cărat... Aici Kovács a început să strângă, dar pe o trasă mult mai pe interior. Claudiu a mers pe trasa de calificare. Distanța și aici dar aici s-a pierdut aici un pic. Kovács a ieșit un pic de acolo afară. Da, dar aici Claudiu aici a forțat mult prea mult până la ambele roți, pare că a ieșit acolo. Dar se consideră că acolo era linia de finish, deci da, posibil să nu fie de punctat. Iată, întorcându-se acum. N-au stat prea mult. S-au grăbit. Ia avem în linia de start. Și s-a dat în ok-ul pentru start. Arbitrii pregătiți, noi suntem pregătiți pentru această a doua parte a acestui tandem. De schimb de roluri. Claudiu este acum chaser, Kovács este leader. Să vedem dacă presiunea va fi prea mare pentru Kovács și să nu facă foarte bine, Claudiu Adam. Nu-l scape pe Kovács. Nu, dar n-a avut mai mult de două, fix în cum. Foarte, foarte bine Claudiu Adam aici, un chase run foarte bine și Kovács pe trasa bună. Un chase run foarte bun al lui Claudiu Adam. Deci nu știu dacă a avut pe tot traseul mai mult de o mașină lungime. L-a atins acolo un pic la roată, sper că nu i-a... Acolo este, avem de ieri de la briefing această instrucțiune că primul care trebuie să let go of gas, să ia piciorul în accelerat, este chaserul pentru a-i permite liderului să se îndrepte. Dar uite, foarte bine, da, foarte bună urmărirea, chiar și atunci când nu mai vedea de fum. Cel mai probabil a pilotat, evident, din memorie. Nu s-a atins, a fost la linie. Foarte, foarte spectaculos Claudiu. Și merge Claudiu mai departe.